Aș vrea să vă spun că azi noapte, până la ora târzie, am tot cugetat asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și azi dimineață m-am trezit de vreme, încercând să înțeleg oare ce cuvânt ar trebui să citesc din Scriptură pentru noi toți, ce cuvânt ar trebui să folosim și din el să desprindem învățături pentru noi, cei ce suntem părinți. Și am tot cugetat, pentru că sunt multe pasaje în Scriptură care oferă o bază biblică pentru mesaje la binecuvântări. Mi-aduc aminte că de-a lungul anilor am vorbit des, destul de des, în mijlocul dumneavoastră și cei care m-ați ascultat cu atenție, că au fost și din cei care m-au ascultat cu atenție, cam știți gândurile, ideile, vocabularul, argumentele, versetele biblice pe care le folosesc. În asemenea împrejurări, câteodată am citit din Genesa, poate din Genesa 49, acolo sunt 28 de versete care cuprind cuvintele unei binecuvântări pe care un patriarh le-a rostit asupra celor 12 copii ai lui. Am mai citit de multe ori din Numeri, din capitolul 6, pasajul acela despre binecuvântare. Am citit din Cartea Psalmilor, din Psalmul 78, primele 8 sau 10 versete. Am mai citit Psalmul 128. Am mai citit din Evanghelii, din Matei, din Marcu, din Luca. Și am mai citit foarte des din Efeseni, din capitolul 6. Și dumneavoastră cunoașteți toate aceste lucruri, dar în dimineața aceasta, la timpul de rugăciune, ascultând cuvintele pe care fratele Sandu le-a spus aici, dintr-o dată, fără să mă fi gândit înainte, așa am simțit îndemnul să citesc acest pasaj care reprezintă, dacă vreți, o discuție dintre omul Dumnezeu Moise și cel mai puternic lider al vremii de atunci, Faraon. Aș vrea să îmi îngăduiți, dragii mei, în câteva minute să așez discuția aceasta în contextul ei, ca să înțelegeți și dumneavoastră ceea ce înțeleg și eu, că vremea respectivă, vremea de atunci, se aseamănă în foarte multe privințe cu vremea pe care o trăim noi. S-au scurs de atunci 35 de viacuri, dar situația seamănă destul de mult. Cândva au coborât în Egipt un grup de vreo 75 de suflete din Canaan, pentru că în Canaan Dumnezeu îngăduise să fie o vreme de foamete. Erau lipsuri și oamenii, ca să scape viața, căutau tot felul de soluții și una dintre ele a fost emigrarea în Egipt. Atunci când au ajuns oamenii aceștia în Egipt, au fost foarte bine primiți. Vă amintiți lucrul acesta? Dumneavoastră cunoașteți Scripturile. Eu doar vă reamintesc aceste lucruri. Au fost foarte bine primiți, așezați la loc de cinste, dar lucrurile n-au rămas așa de-a lungul secolelor care au urmat, 4 secole. Situația evreilor s-a tot schimbat de la foarte bine primiți, foarte bine apreciați. Au ajuns la un moment dat să fie tolerați, cam pe picior de egalitate cu egiptenii. După aceea au ajuns să fie priviți ca niște robi și să fie folosiți la muncile cele mai de jos. Și așa s-au înălțat multe din edificiile pe care arheologia modernă le scoate astăzi prin săpăturile ideală, prin prudă și sudoare. Și să știți că nu egiptenii au lucrat la ele, ci evreii, poporul Dumnezeu. A venit o vreme însă când Dumnezeu l-a ridicat pe Moise și chiar dacă l-a ținut într-o vreme îndelungată, într-o școală a pustiei, la 80 de ani Dumnezeu i s-a arătat lui Moise și l-a chemat și a spus: vreau să te trimit în Egipt, în țara și în locul de unde ai fugit în urmă cu 40 de ani. Pentru că vreau să fac acolo lucrare, am văzut suferințele poporului meu și am hotărât că este momentul să intervin, să-l scot. Mă voi judeca cu Faraon și cu toată armata lui,
Cu toți zeii Egiptului mă voi judeca și voi scoate poporul meu prin tine, cu mână tare și braț întins, și pe poporul acesta îl voi duce într-o țară a făgăduinței. Cândva Moise auzise despre faptul că Egiptul nu este țara sau patria lui, că Dumnezeu a făgăduit înaintașilor lor că îi va duce într-o țară și le va da o țară binecuvântată în care curge lapte și miere, și noi știm că era vorba despre țara Canaan. Și acum Moise află de la Dumnezeu că a venit momentul în care Dumnezeu să scoată poporul. Și vine Moise trimis de Dumnezeu și stă de vorbă cu Faraon. Moise, un om în vârstă, am putea spune noi, la aproximativ 80 de ani. Iar Faraon, în apogeul carierei lui, conducătorul sau liderul celei mai avansate civilizații la vremea aceea. La vremea aceea, nicio altă țară, nicio altă civilizație, din câte se cunoșteau pe pământ, nu putea rivaliza cu Egiptul. Și într-o asemenea situație și într-un asemenea context, Moise se duce să stea de vorbă cu Faraon și spune: m-a trimis Dumnezeul evreilor să-ți spun să lași pe poporul lui să plece din țara aceasta. Și prima dată Faraon îl privește uimit pe omul acesta, se uite la el și îl vede un om obișnuit. Și zice: Faraon, cine este Dumnezeul acesta despre care tu vorbești? Eu nu-l cunosc. Noi avem o grămadă. Când am timp de ei, le aduc jertfe. Ăsta vostru să fie mai grozav decât ai noștri? Nu cred. Și prima reacție a lui Faraon a fost să dea poruncă isprăviceilor ca să dea mai mult de lucru poporului lui Dumnezeu. Ca să nu aibă timp să se gândească la Dumnezeu. Vă sună oare cunoscută situația aceasta? Ei munceau deja din greu pe ogoarele Egiptului, adunând lut să facă acolo cărămizi, să înalțe edificii. Și acum isprăvniceii, la porunca lui Faraon, au găsit cu cale să dea poporului acestuia mai mult de lucru. Și dacă înainte le furnizau paie să facă acele cărămizi, de acum au spus: s-a terminat și cu paiele. Voi aveți timp prea mult să vă gândiți la Dumnezeul vostru, să vă treacă prin cap tot felul de lucruri. S-a terminat cu asta. O să aveți de aici înainte atât de mult de lucru încât nu o să mai aveți timp să vă gândiți la Dumnezeu, la Dumnezeul vostru, la închinare, la sărbători, la religie. S-a terminat. Uitați cu asta. Și pentru poporul lui Dumnezeu a început atunci o viață și mai grea. Însă Moise știa că este trimis de Dumnezeu și de fiecare dată când Dumnezeu îi dădea un cuvânt, Moise mergea înaintea lui Faraon și îl spunea cu foarte multă îndrăzneală. M-a uimit acest bărbat al Vechiului Testament, un om al credinței, care a avut atât de multă îndrăzneală încât se ducă înaintea lui Faraon ori de câte ori l-a trimis Dumnezeu. Și dumneavoastră știți că Faraon nu l-a primit prea bine. A venit un moment în care Faraon a zis: dacă tot vreți să vă închinați, vă fac un hatâr. Uite, mai las ceva de la mine. Dar atât, să nu vă mai gândiți la mai mult de atât. Vă dau voie să vă închinați Dumnezeului vostru, dar aici se face lucrul acesta în țară. Nu ieșiți din țară. Pentru că Faraon voia să păstreze un anumit control asupra acestui popor al lui Dumnezeu. Exod, capitolul 8, versetul 25. Dacă veți citi cu luare aminte primele capitole din Exodul, veți vedea lupta aceasta, conflictul acesta între omul lui Dumnezeu și acest tiran, conducător al Egiptului. A fost o vreme în care egiptenii chiar le-au cerut evreilor și moașelor din poporul, moașelor care se ocupau de femeile evreilor, să arunce în Nil pe orice copil evreu de parte bărbătească. Și a spus într-o altă împrejurare, în locul acesta, controlul nașterilor n-a fost inventat în secolul trecut. Cu mii de ani în urmă a fost inventat controlul nașterilor. Oamenii doar îl aduc la zi în vremea noastră. Însă, făcând lucrul acesta, ei se fac vinovați, cumplite vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și va veni o vreme în care fiecare medic va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare viață de copil curmată înainte de a săvârși copilul acela vreun păcat.
Vor plăti greu, vor plăti cumplit și politicienii care au dat legi nedrepte și vor plăti și medicii care s-au lăsat folosiți de ei. Dumnezeu să le dea pocăință până nu-i prea târziu. A venit o vreme în care Dumnezeu trimite din nou pe Moise la Faraon și spune Moise lui Faraon: Dumnezeu te întreabă, până când ai de gând să te tot împotrivești? Până când vrei să refuzi să te smerești înaintea lui Dumnezeu? Pentru că tu refuzi să te smerești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va mai trimite o plagă peste țara ta, care acum este puternică, este civilizată, este... mulți ar râvni să locuiască în Egipt. Și Dumnezeu trimite plagă după plagă. Și țara aceea, cât a fost ea de puternică și oricât de mare armată ar fi avut, a ajuns să sufere. Și știți toate urgiile pe care Dumnezeu le-a trimis. Aici se vorbea despre niște lăcuste. Lăcustele acestea, zicea Moise, din partea lui Dumnezeu, vor veni peste țară și vor mânca tot ceea ce a mai rămas de la urgiile anterioare. Astea vor desăvârși distrugerea economică a țării peste care tu ești acum conducător. Și știm că s-a întâmplat și lucrul acesta. Atunci când Faraon îi zice lui Moise, cine sunt cei ce vor să iasă din țară, să meargă, să se închine înaintea lui Dumnezeu, Moise rostește un cuvânt și la acesta am vrut să ajung, un cuvânt extraordinar. Cuvântul acesta din versetul al 9-lea, Moise răspunde lui Faraon, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și cu fiicele noastre, pentru ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Îmi place în mod deosebit curajul, îndrăzneala, hotărârea, determinarea acestui bărbat al lui Dumnezeu. Deși în spatele lui nu avea prea mulți, lângă el poate avea pe fratele său Aron. Și stătea de vorbă cu, cred că pentru a treia oară spun în dimineața aceasta, cel mai puternic lider economic, militar, al vremii de atunci, Faraon, conducătorul Egiptului. Și spune acestui conducător, noi va trebui să mergem împreună cu copiii noștri și cu bătrânii noștri. Dragii mei, la aceste cuvinte am vrut să ajung pentru că ele reprezintă, dacă vreți, idealul nostru al părinților creștini care îl iau pe Dumnezeu în serios, care umblă pe calea credinței. Bărbații aceștia, ca și Moise din Ioare, ei știu că lumea în care noi trăim astăzi nu este casa noastră. Noi pe pământul acesta suntem străini și călători. Astăzi în România, mâine în Canada, apoi mine cine știe unde va îngădui Dumnezeu să ne mai ajungă pasul. Dar cel mai important lucru este că oriunde ne va îngădui Dumnezeu să ne ajungă pasul, El este cu noi, El este de partea noastră și El vine în ajutorul nostru, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea să spun în dimineața aceasta, așa cum a spus omul lui Dumnezeu Moise, țara noastră este țara pe care ne-a pregătit-o Domnul și vom merge acolo împreună cu copiii noștri și cu bătrânii noștri. Aleluia. Unii dintre ei au plecat înainte pe calea aceasta. Unii dintre ei s-au dus și sunt exemple pentru noi. Una dintre cântările creștine care îmi plac în mod deosebit, am câteva cântări care îmi plac în mod deosebit, din multele care se cântă, câteva în mod deosebit îmi plac, iar una dintre ele este cântarea aceea intitulată Eroii Credinței. Mă gândesc când o ascult la înaintașii noștri pe calea credinței, la bărbații aceia, la femeile acelea care de dragul împărăției au fost gata să fie aruncați în arenele romane, au fost puși pe stâlpi, unși cu smoală și li s-a pus foc. Au primit cu drag chiar răpirea averilor lor. Oamenii aceia, bătrânii noștri, înaintașii noștri pe calea credinței, nu s-au jucat cu pocăința. Ei s-au dus înainte, pe urmele lor, suntem chemați să pășim și noi. Și împreună cu noi să-i ducem și pe copiii noștri. În așa fel încât să nu rămână niciunul dintre ei în Egiptul lumii acesteia. Noi trăim într-o vreme în care alergăm foarte mult.
Pentru că cel ce are un control temporar asupra lumii acesteia, și când spun lucrul acesta, să știți, nu mă refer la vreun lider politic din vremea noastră sau la vreun guvern. Că ăștia și astea sunt unelte pe care le folosește altcineva. În spatele lor sunt alte realități pe care cei mai mulți dintre oameni nu le înțeleg, nu le știu, nu le văd. Dar stăpânitorul lumii acesteia, stăpânitorul temporar și pe nedrept al lumii acesteia, se folosește de politicieni, de conducători, de guverne. A creat un stil de viață în vremea noastră în care să alergăm în neștire, în care să nu mai avem timp de Dumnezeu, că de aceea sunt în multe biserici locuri goale, să știți. Mulți ar putea să fie împreună cu noi, dar poate că aleargă pe ogoare să adune paie și lut. Se cred stăpânii noștri și ai copiilor noștri. E adevărat că sunt unii lideri care recunosc deschis că ei consideră că noi le aparținem lor. Monarhi care s-o pot că sunt stăpâni pe sufletele noastre, pe viețile noastre. Stăpânul nostru este Dumnezeu. Amin. Și țara noastră nu e de pe pământ. Avem o cetățenie, poate avem o dublă cetățenie. Cetățenie română, că ne-am născut acolo, și o cetățenie dobândită aici. Dar cel mai important lucru este că cetățenia noastră este în cer, de unde îl așteptăm pe Domnul Iisus să revină. Amin. Și suntem siguri că va reveni. Amin. Și nimic nu poate sta împotrivă. Amin. Și vom pleca spre țara pe care El ne-a pregătit-o. Canaanul ceresc. Mult mai minunat decât Canaanul pământesc. Și în călătoria aceasta vrem să plecăm noi și copiii noștri și bătrânii noștri. Doamne, ajută-ne la aceasta. Adevărul este că în vremea de astăzi este greu, mai ales în societatea occidentală, este greu să crești copiii pentru Dumnezeu. Pentru că faraonul lumii acesteia a conceput sistemul așa de meticulos și de bine pus la punct, încât un părinte creștin în ziua de astăzi nu are prea multe mijloace la îndemână să-și educe copilul bine. Primejdii au fost în vremea lui Moise, primejdii sunt și în vremea de astăzi. Unele din cele ce au fost atunci mai sunt și astăzi. Altele au dispărut, între timp au apărut altele. Dar avem nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu, de pacea lui Dumnezeu, de mâna întinsă a lui Dumnezeu peste noi și peste copiii noștri. Și rugăm pe Dumnezeu să ne ocrotească El. În vremea lui Moise, să știți că nu erau atât de mulți pedofili. Astăzi sunt. Și cam peste tot. Spun lucrurile acestea, deși poate unii vă întrebați, oare de ce spune lucrul acesta? Încerc să vă conștientizez cât de mari sunt primejdiile care îi pândesc pe copiii noștri. Printre profesorii copiilor voștri la școală, să știți că sunt mulți stăpâniți de patima aceasta. De aceea e foarte important ca Dumnezeu să ne păzească El. Amin. Noi petrecem cu privirea până se urcă în autobuzul acela galben și duce la școală. Și cea mai mare parte a timpului zilei, copiii noștri îl petrec într-un mediu care este ostil credinței creștine. Egiptul de astăzi ar vrea ca al noștri copii să n-audă niciodată de Dumnezeu și de împărăția aceea către care noi vrem să mergem și pe, unde vrem să-i ducem și pe copiii noștri. Și atunci se pune întrebarea, în contextul de astăzi, cum ar putea un părinte creștin să-și educe bine copilul, să sădească în el valori, să-l îndrepte bine pe cale pentru ca să ajungă și copilul împreună cu părintele în împărăție. Frații mei, lupta, să știți că nu e ușoară. Și în lupta aceasta, noi n-avem voie, n-avem îngăduință să facem concesii. N-avem îngăduință să ne abatem la stânga sau la dreapta. Sunt câteva lucruri pe care încă le mai avem la îndemână și pe care noi, părinții creștini, trebuie să le învățăm, să le folosim bine ca să ajungem acolo unde ne-am propus. Nu putem cu jumătăți de măsură. Bărbatul acela sau femeia aceea care se joacă de-a pocăința se înșeală singur.
Pentru că copilul nostru este cel mai bun observator al nostru. Dacă copilul meu și dacă copilul tău nu vede în viața mea sau în viața ta o credință autentică, o credință neprefăcută, copilul acela va avea șanse mici să aibă el însuși o credință autentică, o credință neprefăcută. De aceea vă spun mereu, trăiți la înălțimea chemării de care Dumnezeu v-a făcut parte și luni și marți și miercuri și joi și în fiecare zi din săptămână și nu vă îngăduiți vreo abatere de la învățăturile Scripturii. Pentru că aceste valori se transmit copiilor noștri. Cea mai mare binecuvântare pe care un părinte poate să o asigure pentru copilul lui este o atmosferă spirituală în casa lui. Poți să-i faci o casă mare, un palat, 8 camere, 10, 20 dacă vrei, să o faci pe 20 de acri de teren, să-i faci copilului tău toate mofturile, dar asta nu e o binecuvântare, e o capcană pentru el. Cea mai mare binecuvântare pe care un părinte creștin o poate pregăti, o poate transmite copilului lui, este o atmosferă spirituală în viața de familie. Și când spun lucrul acesta, am în vedere multe aspecte, să știți. Citirea Cuvântului lui Dumnezeu este unul dintre ele. Unul foarte important. De mic, copilul ar trebui să vadă că părinții au în casă o carte specială. Că deși poate în rafturile bibliotecilor ei au sute sau poate mii de cărți, dacă sunt părinți foarte școlați, una dintre ele este o carte specială. O carte căreia părinții îi acordă o atenție deosebită, o prețuire deosebită. O carte pe care o deschid cu reverență, o carte din care citesc în fiecare zi. O carte pe care o prețuiesc, o carte din care se hrănesc. Copilul ar trebui să vadă și va vedea ce loc ocupă în viața părinților lui Scriptura. Ori dacă noi ne aducem aminte de Biblie doar din când în când, în rest, copilul ne vede pe Facebook 4-5 ore pe zi. Dacă ne vede, mai știu eu, la cumpărături, hoinărind, sunt mulurile acestea mari în care poți să pierzi o zi întreagă, de dimineața până seara, tot să te uiți. Pe ochiul omului tot se uită și nu se mai satură, spunea înțeleptul din vechime. Și îți aduce aminte sâmbătă seara, după ce ai pus toate la locul lor, ai făcut ordine, că mâine e duminică și e bine să citești un pic din carte înainte de a merge la adunare. Copilul va înțelege că nu pui mare preț pe cartea aceea. Cristian, Andreea, Biblia să fie la îndemâna voastră în fiecare zi, în casa voastră și sub privirile voastre. Și lucrul acesta îl spun pentru toți părinții de aici. Am să vă aduc aminte că voi trebuie să fiți un exemplu pentru copiii voștri. Domnul va binecuvânta deocamdată cu 3 copii, dar voi va trebui să fiți exemplu personal, un bun exemplu pentru copiii voștri. Cristian, în 2011, când mi-ai spus că vrei să te căsătorești, m-am simțit, am spus lucrul acesta și în alte împrejurări, m-am simțit întors pe dos. Răvășit. Și multe întrebări mi-au trecut prin minte în vremea aceea și una dintre ele aș vrea să o amintesc aici. M-am întrebat dacă în anii în care ai fost în casa noastră, ca fiu, ți-am fost un bun exemplu. Și răspunsul la această întrebare n-a fost unul foarte încurajator. N-am fost un bun exemplu întotdeauna. M-am întrebat dacă te-am instruit pentru viața de familie așa cum ar fi trebuit. Și nici aici n-am putut da un răspuns grozav. Parcă au trecut repede anii aceștia. De ce spun lucrul acesta? Acum Filip e mic. Dar trec anii așa de repede și va veni vremea să zboare și el din cuib. Folosiți fiecare clipă în a-l educa, în a-l instrui, în a-l învăța calea Domnului, legea Domnului. Și fiți un exemplu pentru el și pentru ceilalți doi copilași ai voștri pe care aveți deocamdată, pentru toți trei, să fiți un bun exemplu.
Un altar al rugăciunii ar trebui să fie în casa voastră și cred că este. Acum suntem mai apropiați de vreo lună și jumătate. Un altar al rugăciunii să fie întotdeauna în casa voastră și pe altarul acela să fie jertfa adusă Domnului. Să diți în copiii voștri valori și nu non-valori. Sigur că aveți multe motive să și cârtiți, să judecați, să analizați multe lucruri, că noi suntem pe pământ și suntem departe de a fi desăvârșiți. Dar nu le discutați lucrurile acestea în auzul copiilor voștri. Mulți părinți și-au permis să facă lucrul acesta, spunând, ei cred că sunt sinceri și deschiși, dar și-au făcut rău. Pentru că au auzit copiilor și au prins azi una și mâine alta și am spus lucrul acesta de mai multe ori. Este o greșeală pe care mulți părinți creștini o fac. Despre neîmplinirile din biserică, despre greșelile din slujiri, în cântare, în predică, în mai știu eu. Și copiii prind și aud și aud și aud și după aceea la 14, 15, 16 ani, mulți părinți au dificultăți când aș mai aduce copiii în casa lui Dumnezeu. Să mă mai duc acolo când am auzit că nu cântă bine cor. Să mă mai duc acolo când am auzit că predicatorul a spune ceva, dar așa, sau pe din cor. A falsat cu tare. Și mulți părinți seamănă în non-valori și judecată și critică în viața copiilor. Să vorbiți frumos despre frați, despre surori, despre părtășia în casa lui Dumnezeu. Să vorbiți despre Dumnezeu copiilor voștri. Să le spuneți că lumea aceasta nu este casa noastră. Noi trăim în lumea aceasta pentru o vreme, dar nouă Domnul Iisus ne-a pregătit un loc și minunat locul acela. Și așteptăm vremea să vină după noi să ne ducă acasă. Vreau ca toți părinții din biserica aceasta să spună, așa după cum a spus Moise în vechime, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și cu fiicele noastre. Niciunul nu vrem să rămână aici. Doamne, ajută-ne la aceasta. Un cuvânt scurt aș vrea să adresez și tinerilor, copiilor și tinerilor. Scuzați-mă. Aș vrea să vă spun, dragi copii și dragi tineri care mă auziți în dimineața aceasta, că Dumnezeu v-a dat și vouă o poruncă să vă cinstiți părinții, să-i ascultați, să-i respectați. Să țineți la părinții voștri mai mult decât la oricare alți oameni de pe pământul acesta. Nu știu dacă veți putea vreodată să răsplătiți nopțile pierdute sau nopțile acelea petrecute de părinții voștri la căpătâiul vostru când ați fost bolnavi. Acei oameni nenorociți care la școală vă învață să dați telefon când părinții nu vă respectă vouă drepturile, să vă iasă din cap că ăia vă vor binele. Nici vorba de așa ceva. Ăia vă sunt în realitate dușmani. Părinții vă vor binele. Aliați-vă cu părinții voștri. Cinstiți-i, iubiți-i, prețuiți-i, ascultați-i ca să fiți fericiți. Vă garantez că sunatul la numerele acelea nu vă face fericiți. Veți regreta într-un târziu când vă va veni mintea la cap. Vă veți da seama și veți regreta lucrurile acestea. Nu vă luați după prieteni care vă învață cum să-i păcăliți pe părinți. Am mai spus-o și în alte rânduri. Acolo unde lucrez timp parțial, câteodată lucrez de noapte, și cu camerele de luat vederi din jurul clădirii pot să văd ce se întâmplă în jur pe o distanță destul de mare. Mi se rupea inima când vedeam câteodată pe iarba din spatele clădirii, acolo unde ei se credeau la adăpost de priviri indiscrete, ce făceau ei. Feriți-vă de lucrurile acelea ca de foc. Voi, împreună cu părinții voștri, și împreună cu înaintașii noștri pe calea credinței, suntem chemați să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Încetați să vă mai lăsați amăgiți de prieteni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De la oamenii ăia n-aveți nimic bun de învățat, oameni buni. Tinerilor, dacă vreți să fiți fericiți, aceasta este cartea călăuză pentru viața voastră, pentru pașii voștri. Dacă v-ați întristat părinții,
astăzi la amiază când mergeți acasă, apropiați-vă de părinții voștri și cereți-vă iertare de la ei. Cereți-vă iertare de la ei dacă i-ați întristat cu ceva. Pentru că Dumnezeu, să știți, se uită și la lucrurile acestea. Voi puteți să ajungeți pe scara socială oriunde vreți. Dar dacă părinții voștri varsă lacrimi înainte lui Dumnezeu, din cauza purtării voastre față de ei, să știți că nu vă veți putea bucura de nimic. Eu sunt absolut încredințat de lucrurile acestea. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și să ne ajute la toți să mergem pe calea aceasta spre cer, acolo unde Domnul ne-a pregătit un loc să fim cu El. Amin. Vom trece la oficierea propriu-zisă actului de binecuvântare, de rostire și de chemare a numelui Lui Dumnezeu peste copilașul acesta, care mie îmi este nepoțelul. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Pe cei doi părinți îi invit să vină în față. Voi avea nevoie de cineva să-mi țină un microfon. Acum mă știți, nu am o voce puternică, impunătoare, nu zâmbenez geamurile niciodată din cauza vocii mele. De aceea am nevoie de cineva să mă ajute și cu microfon. Peste copilașul acesta eu voi citi un cuvânt din Cartea Domnului, cuvânt dat de Dumnezeu lui Moise. Mă voi ruga pentru binecuvântarea lui și apoi, în urma rugăciunii mele, se va ruga și unul dintre părinți. Și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Filip Jonathan. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Filip Jonathan. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Filip Jonathan. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin.